Grupa de la juniori are un program pentru noi, așa că să avem răbdare să-i ascultăm și pe ei. De fapt, ar fi doar doi juniori. Înainte de asta am vrut ca să fac o introducere foarte mică. Și aș vrea să vă întreb care au copii până în 12 ani, dacă i-ați rugat să desenieze un desen care să-și exprime bucurie, fericire, ce credeți că ar desena copiii? Familia? O înghețată? Eram la clubul de Pathfinders. Și am avut un copil care a terminat pagina care trebuie să o desene. Și ca el să nu se plictisească, am spus, desenează. Desenează un desen ca să-ți exprimi bucuria, fericirea. Un copil de 9 ani. Timpul petrecut copilul cu părinții lui când el trebuie să studieze, pentru unii copii e o povară. Și dacă suntem sinceri, când trebuie să facem școala de sabat, pentru unii întreabă, chiar trebuie să o facem? Dar nu putem să o terminăm mai repede. Cred că desenul ăsta vorbește mai mult decât aș putea spune eu și aș predica eu părinților ce ar trebui să facă. Îmi pare foarte rău că nu este copilul prezent în sală și mama lui. Este copilul care știe cel mai mult psalmuri din toți copiii din biserica noastră. Un îndemn pentru toți părinții care deja îl știu, dacă ați fi un îndemn mai nou, mai proaspăt, timpul petrecut cu copiii noștri, când le vorbim despre Biblie, să fie un timp în care ei se bucure de timpul ăsta, să nu fie o povară pentru ei. La sfârșit, vreau să ne rugăm unde este Vasile, că e copilul lui Vasile. Am să rog pe Vasile să se roage ca Dumnezeu să călăuzească și să dea înțelepciune tuturor părinților, ca timpul petrecut de studiu să fie un timp plăcut. Doi copii o să ne predice azi. Sper că noi de multe ori maturii spunem că doar noi de la maturii avem de învățat. De foarte multe ori copiii ne dau palme peste obraz. Vreau ca astăzi să nu fie câte o palmă din partea copiilor, dar să fie o predică din partea lor pentru noi. Vasile, te rog să te rogi după ce doi copii o să termine. Eu o să citesc în engleză, că vine foarte ușor să mă exprim în engleză. What is needed in a Christian's everyday life? In a Christian's everyday life, reading the Bible daily is important. By reading the Bible, we can increase our relationship with God and tell others about Him. Every Christian, while reading the Bible, should ask God to give them understanding and wisdom. Psalm 119, verse 18 says, "Open my eyes to see the wonderful truths in your law." Praying. De ce avem nevoie în viața de fiecare zi a creștinului? În viața zilnică a creștinului avem nevoie de studiu zilnic. Citind Biblia în fiecare zi, putem să ne îmbunătățim relația noastră cu Dumnezeu și să le spunem și altora despre El. Fiecare creștin, atunci când citește Biblia, ar trebui să-L întrebe pe Dumnezeu, să-i ajută să înțeleagă și pentru înțelepciune. Psalmul 119 cu 18 spune, deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Praying daily is also very important. We get to pray for others, talk over our problems, thank Him for what He has done, and ask Him to help us, and ask Him to show us how to live a life and that pleases Him. Attending church is very important because in a fireplace many logs burn together, creating heat and warmth, but a log by itself quickly dies out. Likewise, we too need the fellowship of other believers to keep our faith vibrant and growing. Rugăciunea zilnică este foarte importantă, mai ales atunci când ne rugăm pentru alții, când vorbim cu Dumnezeu despre problemele noastre, când îi mulțumim pentru ce a făcut pentru noi și când îi cerem ajutorul, ca să ne ajute cum să ne trăim viața în modul cel mai plăcut Lui. Venirea la biserică este de asemenea importantă. Felice face aici o semănare cu căminul în care ard mai multe lemne. Dacă este doar un singur lemn, se stinge foarte ușor. Când sunt mai multe, ard frumos împreună. Generează lumină și căldură.
Și asta este ceea ce ne ajută ca să ne menținem o credință vie și crescândă. Be a servant to others, Jesus tells us repeatedly, to give our lives to serve him and to serve others, like what Mark 8 verse 35 says. If you try keep your life for yourself, you will lose it. But if you give up your life for my sake and for the sake of the good news, you will find true life. Ai sluji lui Isus înseamnă să ne predăm viața lui în mod repetat și să-i servim pe alții, să-i ajutăm pe alții, așa cum este scris în Marcul 8 cu 35. Cine vrea să-și câștige viața, o va pierde și cine va pierde pentru el, o va câștiga. Dacă îi dăm lui viața noastră, de dragul bunei veste pe care trebuie să o facem, atunci vom găsi, să o ducem lumii, atunci vom găsi adevărata viață pe care Iisus ne dăruiește. Prezentarea mea poartă titlul Dezamăgire. Mineriții au tras concluzia greșită că pământul era sanctuarul ce avea să fie curățat prin foc la a doua venire pe 22 octombrie 1844. Iisus i-a arătat că sanctuarul ceresc a fost curățat de păcat, iar revenirea sa era aproape. El a fost cu ei și le-a trimis lumina și mângâierea de care aveau nevoie, din pricina dezamăgirii suferite și a criticilor care li se aduceau. Tot așa, în ziua de azi, Dumnezeu este cu noi în momente dificile, gata să ne ofere ajutorul său. Dezamăgirea înseamnă tristețea sau nemulțumirea cauzată de neîndeplinirea așteptărilor cuiva. Cum putem noi să depășim? Ieremia 29:11 spune: Căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Romani 8:28. Cât despre voi, până și pierii din cap, toți vă sunt numărați. Romani 10:30. Domnul știe tot ce se întâmplă și ne asigură că va fi cu noi prin greutăți și bucurii. Totul este spre binele nostru. Un exemplu din Biblie este Moise. După ce au ieșit din Egipt, israeliții îl acuză și îl critică pe Moise. El care a dat totul pentru ca să facă ieșirea din Egipt posibil. S-a simțit Moise rănit și dezamăgit? Da, dar de fiecare dată când a dorit să renunță, el a discutat problema cu Dumnezeu, s-a rugat pentru turma lui nemulțumită, a primit noi porunci și s-a întors la treabă. Așa trebuie să facem față dezamăgirii.